Învățam împreună și visam împreună cu ochii deschiși. Ziua Mondială a Refugiatului este stabilită de ONU pentru 20 iunie, dar fiecare zi îți arată multe moduri în care poți fi obligat să părăsești locuri sau moduri de a fi care ți erau familiare. În romanul Lumea în flăcări, americanca Siri Hutzfeld îți spune povestea unei artiste a cărei operă atinge succesul abia atunci când este semnată de bărbați. Ai ocazia să citești un roman concentrat asupra nuanțelor psihologice și o poveste în care politicul devine profund personal. Mulțimea este ca o unică minte, iar acea minte e subjugată și sedusă de idei.